Salut, prieten! Dacă credeai vreodată că e bine să ții un seria 1, eu zic că te înșeli amarnic. De ce? Pentru că pe piața asta există ceva frumos care se numește seria 2. Și nu vorbim de seria 2 Active Tourer sau nu vorbim de alt seria 2 sau alte nebunii. Nu, pur și simplu seria 2 simplu, care seria 2 simplu înseamnă mașina asta, un BMW coupe, da? Un BMW bazat pe vechea generație de seria 1, o mașină care ne place foarte, foarte mult, din ce în ce mai mult, putem să spunem asta. Și asta vorbim chiar și în detrimentul unui seria 3. E, mulți o să veniți să ziceți, domne, cum poți să compari tu seria 3-ul, care e un icon, cu această mașinuță mică, bazată pe seria 1, care, vezi, doamne, este mică, da? Și noi vrem cupeuri spațioase și noi vrem cupeuri BMW care să fie super, super, mega ok. Singurul lucru pe care mulți nu știți, deci vorbim de un 2.1.8i, da? Este că vorbim acum de un seria 2 bazat pe precedenta generație de seria 1, adică vorbim de un seria 2 pur sânge, pentru că mașina de față are tracțiune spate. Oricât ne-am chinui, oricât ne-am supărat pe BMW, pe industria asta nenorocită auto, care începe să facă mașini din plastic, mașini de unică folosință. Haideți să vă arăt ceva frumos. Uite ce ne trage la BMW seria 2. Sper să nu muște din aparat, dar nu contează, în fine, se pare că îi place culoarea. Deci, seria 2 de față, cu un pachet M, cu un motor mic, arată și merge incredibil. Și pentru asta trebuie să vă arătăm în primul și în primul rând de ce merge și arată incredibil. Trebuie să mergem un pic la BMW 1.2, da? Cum vă spuneam, haideți să vedem și ce e sub capotă. Am deschis capota, 1.2, tipic BMW. Vorbim de un motor care nu prea merită el amintit, pentru că vorbim de un motor extrem de mic. Dacă îl vedeți, este un motor turbo. Vedeți acolo turbina foarte de dimensiuni destul de mari. În schimb, parcă lipsește ceva aici, unde bag eu mâna, lipsește un cilindru. Vorbim de un 3 în linie, da? 3 în linie de 1,5 litri, 136 de cai, motor găsit pe seria 1, găsit pe precedentul seria 3, toată gama mini, dar un motor care este legat la o cutie senzațională ZF8 în longitudinală. De ce spunem că seria 1 ăsta, seria 2 ăsta, mă scuzați că e un seria 1 tehnic pe sub, este o mașină oarecum pur sânge BMW, pentru că are motorul longitudinal. Deci dacă ai motor așa, longitudinal, asta înseamnă longitudinal, transversal nu înseamnă ca la Logan, da? Aici vorbim de motor longitudinal, adică vorbim de faptul că BMW, când îți iei cutia automată, te leagă cu roțile din spate la o cutie ZF8, da? Cu 8 trepte, convertizor de cuplu. Dacă ții seria 1 nou, da? Sau seria 2 Active Tourer sau X1, ca o aceeași platformă comună, sau orice fel de mini, îți dă motorul transversal. Ei, și când îți dă motorul transversal, te leagă cu cutie Aisin japoneză AT8, care o găsim și pe gama pe jos, Citroen, Opel. Asta, ZF8 versus cutia Aisin, este mult mai rafinată, mult mai performantă, mult mai fiabilă în timp, oricât ar zice lumea. Vorbim de, nu știu, o mașină care merge 300-400.000 de kilometri fără probleme. Deci asta e seria 2 simplu, cu motorul de bază, 136 de cai. Evident, tu, dacă îți permiți, poți să-ți iei și un motor mai performant. Să zicem că ți-ai lua un motor mai performant, în schimb, nu mai ai bani pentru un pachet M. De data asta, Automobile Bavaria configură mașina asta senzațional, vorbind de un pachet M cu un sistem de frânare sport. Mașina stă pe șosea, stă foarte, foarte bine pe șosea, adică stă mai bine decât un seria 4. Oricât ar zice lumea, da? Haideți să vedem și în portbagaj, mașina este un pic prăfuită, că na, România, asta ne ocupă tot timpul. Un portbagaj de dimensiuni foarte, foarte mari. Partea din spate vedem bateria montată central, cu capsă pirotehnică care taie plusul în caz de accident. Și cel mai important, trebuie să vedeți și interiorul. Pachet M, da? Se vede foarte bine pe ușă. Bun. La interior, când ne luăm un pachet M serios, ne vin scaunele îmbrăcate în Alcantara. Volanul M Sport. În spate, o banchetă de două persoane. Două persoane însemnând doi copii. Mașina este 2 plus 2, da? Haideți să ne urcăm totuși la interior. Deci, în primul rând, când te urci în asta, cobori, da? Deci, vorbim de un seria 2 care nu are nicio legătură cu, cum se zice, cu
ce pot să zic, cu Active Tourer-ul, da? Active Tourer este un model MPV, seria 2 ăsta este o mașină sport. De ce spunem asta? Pentru că merge foarte bine. Consumul mediu, după cum îl vedeți, este undeva la 6,7-6,8 litri la 100 de kilometri. Mașina nu are foarte mulți kilometri, e o premieră națională. Suntem undeva în zona Balotești, în București. Din păcate, mașina nu are sistemul de navigație activat. Ăla e consumul mediu, cred că de când s-a pus ea pe mișcare, kickdown-uri și alte nebunii. Ai foarte multe opțiuni. Deci vorbim de un sistem media standard, da? Deci nu vorbim de varianta de top, adică varianta de top îți dă un LCD mult mai mare. Calitativ, mașina este foarte bună, spumă poliuretanică peste tot. Pachetul ăsta M vine cu scaunele sport, care chiar sunt scaune sport, ZF8 Plus, ZF8-ul cu modurile de funcționare Sport Eco Pro. Vedeți, vi le arătăm aici cel mai bine. Deci Sport Plus, ai terminat tot, SP, tot ce trebuie. Confort și Eco Pro, care este o funcție pe care eu nu recomand să folosiți pe această mașină. Avem o instalație de aer condiționat clasică de la F30, adică butoanele astea sunt clasice, sunt touch, după cum le vedeți, dacă le atingi un pic, nu trebuie să apeși pe ele, sunt butoane touch. Volanul M funcționează, este ok. În rest, nimic science fiction, vorbim din nou. Butonul SOS, un plafon de culoare neagră, plafonieră în spate, nu că ar fi avut nevoie. Mașina asta, ca să vă explicăm un pic de ce o recomand eu versus o mașină, de exemplu un seria 3 și eventual un seria 4, bine, ăsta nou, nu, că nu știm cu ce să mănâncă, seria 4 vechi, da? Bazat pe F30. Ca să înțelegeți cel mai bine, trebuie să luăm un calcul un pic de istorie. Fanii BMW vor ști, cei care conduc doar 3.0 diesel și e prima lor mașină BMW, nu o să înțeleagă niciodată. Deci, haideți să vă explic. Seria 2, adică varianta asta coupe, da? Nu cu Active Tourer sau alte nebunii, este ultimul BMW pur sânge, din punctul meu de vedere. Pentru că are tracțiune spate, este foarte ușoară și îți dă feeling-ul ăla, și ca trend de rulare, mai ales dacă vine cu un pachet M, îți dă feeling-ul ăla pe care îl are un E36 coupe. Adică, am înțeles... Ați observat, da? Că avem uși fără rame, da? Exact ca E36 coupe, da? Bun. Trenul de rulare, poziția la volan, bateria este spate, da? Montată în spate. Deci vorbim de o masă calibrată 50 față, 50 spate. Motorul este în spatele punții față, adică este mult mai încoace, mult mai spre interior. Adică masa este 50-50, da? Vorbim de niște cauciucuri mai late pe spate decât pe față. Vorbind de un raport cai putere greutate cel mai bun la BMW, da? Deci nu contează că are 136 de cai. Vorbim de raport cai putere greutate, bine, evident că vorbim și de cai putere. Să zicem că ai venit cu o benzină de 250 de cai pe mașina asta, efectiv, eu cred că e la nivelul unui model diesel de 350 de cai de la BMW, pe seria 3. Efectiv, stă mai bine pe șosea. Deci feeling-ul este de E36 coupe versus E46 coupe, da? E36 coupe era hardcore, s-auzea, se simțea, sare volanul din mână când treci peste denivelări longitudinale. Adică era o mașină mai pur sânge, era mai hardcore, era pentru pasionați, plăcerea de a conduce, pe scurt. Adică mașina asta de față, da? Când vorbim de E46, deja e mol, cum e mai bine antifonat, motoare mai silențioase, tampoane de la motor mai ok. Mai pentru mamaie și mai pentru tataie, da? Să nu mai vorbim de astea mai noi, care deja nu mai au nicio legătură în multe cazuri cu feeling original BMW, ăla de a conduce, de a-ți fi frică într-o curbă că intri, mama, e tracțiune spate cu tare. Îți iei un seria 1, acum e, nu știi, ca un fel de seria Octavia, ca un Opel Astra, adică efectiv nu vreau să jignim pe nimeni, dar când vii cu modul tracțiune față, n-are nicio legătură, deci nu. Feeling-ul de a conduce mașină BMW este de a avea tracțiune spate, nu X-Drive, atenție, tracțiune pe puntea spate, de a avea eventual o cutie din asta senzațională ZF8, care știe să zmucească când trebuie, și un motoraj un pic mai puternic. Nota noastră este de 8 și primește 8 pentru că are cel mai bun șasiu din segment.
are cea mai bună cutie automată din segment, are un preț foarte bun de achiziție, mai ales acum că iese spre sfârșitul vieții și arată și cum trebuie. Nu primește notă maximă pentru că motorașul ăsta de, cu 3 pistoane este oarecum prea slab, dar își face treaba, adică este mai bun decât tot ce găsești pe gama Opel, Renault, nu știu, Volkswagen în segmentul ăsta, sub 150 de cai, adică e o mare rău de tot ăștia, indiferent, chit că are 3 pistoane și 1,5 litri și are ZF8, adică efectiv mergi cu 120 la oră la 2000 de ture, știi? N-ai cum, nu poți să bați cu un DSG, cu dublu ambreiaj, cu prostii. Nu, mașina asta e senzație. Mulțumim!